Vom citi întregul capitol, Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 1 până la versetul 17. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag din fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit împărăția, a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie, ca să ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, Tatăl nostru, stăm încă o dată în prezența Ta, mulțumindu-Ți pentru privilegiul pe care îl avem, Doamne, să auzim cuvântul Tău predicat, să putem să vestim cuvântul Tău în libertate, dar mai ales să știm că Duhul Tău cel Sfânt ne călăuzește în tot adevărul și ne deschide mințile și inimile, Doamne, ca să putem primi cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, să faci și astăzi ca predicarea cuvântului Tău să aducă rod, să aibă efect și să fie împuternicită de Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin. Vă rog să luați loc. În capitolul 11 din cartea Apocalipsa am finalizat seria de cele 7 trâmbițe care anunță dezastre apocaliptice asupra omenirii. Iar apoi, în capitolul 15, vom vedea că ne întâlnim cu ultima serie de 7 urgii, 7 potire,
care se revarsă din nou asupra pământului. Până acolo însă, așa cum am văzut că se întâmplă de câteva ori în cartea Apocalipsa, avem niște paranteze, niște interludii între aceste secvențe de câte 7, menite să aducă lumină asupra unor aspecte importante. Și de la capitolul 12 la capitolul 14 avem un fel de paranteză cu un rol bine definit, și anume să ne clarifice câteva aspecte importante legate de războiul spiritual în care se află biserica și modul în care biserica Domnului Iisus Hristos se poziționează în acest război spiritual. Noi știm bine că cei credincioși se află într-un război spiritual, dar de multe ori nu avem texte multe în Scriptură care să ne descrie în detaliu ce se află în culise, ce se află în spatele acestui război spiritual. Ei bine, Apocalipsa capitolul 12, textul pe care tocmai l-am citit, este un text extrem de important, fiindcă este unul dintre puținele texte din Biblie care ne arată cu claritate ce se află de fapt în spatele războiului spiritual în care este angrenată biserica și în spatele urii pe care Satana o desfășoară și o manifestă față de biserică. De ce este cel rău atât de înverșunat împotriva bisericii Domnului Iisus Hristos? Și aș vrea ca în continuare să privim la textul acesta, la furia balaurului învins de Hristos. Vedeți că textul vorbește aici despre un balaur și vom vedea imediat despre ce e vorba. Furia balaurului învins de Hristos. Și primul lucru pe care aș vrea să-l remarcăm în textul nostru este acesta. Balaurul este furios fiindcă a pierdut lupta împotriva mielului. El a dus o luptă împotriva Domnului Iisus Hristos, a pierdut această luptă și ca urmare el este foarte, foarte furios. Vedem în capitolul 12 că întâlnim două semne. Ați văzut? Un semn privitor la un balaur și celălalt semn legat de o femeie. Vom începe cu cel de-al doilea semn, mai întâi, cu balaurul. În versetul 3 spune, în cer s-a mai arătat un semn, iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești. Începem cu acest semn și apoi ne vom uita la femeie, ce reprezintă femeia. Înainte de orice altceva, cine este balaurul? Cred că la întrebarea aceasta nu avem de ce să ne îndoim în vreun fel cu privire la răspuns. În versetul 3 ni se spune că este un semn, adică nu trebuie să ne imaginăm că descrierea este ad literam, că există o ființă care chiar arată așa, roșie, cu 7 capete și coarne, ci ne spune că este un semn, adică se referă la un personaj real și personajul acesta real la care se referă semnul balaurului ne este descris în versetul 9. În versetul 9, fără vreun fel de interpretări, cuvântul ne spune foarte clar și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume. Așadar, balaurul din textul nostru este Satana, este diavolul. Expresia șarpele cel vechi cu siguranță ne face să ne gândim la ce? La grădina Edenului, nu-i așa? La Geneza capitolul 3, acolo unde apare pentru prima dată în Scriptură șarpele cel vechi, cel care vine să ispitească pe Eva și pe Adam. Și imaginea asta de balaur este folosită pentru că în Vechiul Testament adeseori erau folosite personaje din acestea creaturi îngrozitoare, folosite ca să-i descrie pe vrăjmașii poporului lui Dumnezeu. Vă dau doar câteva exemple, nu citesc textele despre Leviatan. Leviatanul în Vechiul Testament, de exemplu, în Psalmul 74, versetul 14, cu referire la Egipt. Egiptul este asemănat cu un Leviatan, fiindcă era vrăjmaș al poporului Dumnezeu. Sau Isaia, capitolul 27, versetul 1, unde găsim Asiria și Babilonul, din nou sunt personificate ca niște fiare sălbatice, fiindcă sunt dușmanii poporului Dumnezeu. Sau Faraon este prezentat ca o fiară sălbatică în Ezechiel, capitolul 29, versetul 3, din nou fiindcă era dușmanul poporului Dumnezeu. Este un procedeu în Vechiul Testament
Și Ioan preia acest lucru și îl aseamănă pe Satana cu o fiară îngrozitoare, cu un balaur, pentru a arăta că și el este un vrăjmaș al poporului lui Dumnezeu. Ce mai este de observat? Faptul că balaurul este un personaj puternic. Ne spune textul că trage după el cu coada a treia parte din stelele cerului. Acum, sigur, nu putem să ne imaginăm că în mod fizic stelele cerului ar putea să cadă pe pământ, fiindcă știm că o stea este, doar o stea este mult mai mare decât pământul. Deci, în mod fizic, lucrul acesta este imposibil, dar se referă la faptul că el are o anumită putere în lumea spirituală și ni se mai spune despre el că are pe cap cununi împărătești, că are 10 coarne. Ce înseamnă lucrurile acestea? Nu face decât să ne arate ceea ce vom vedea mai clar în capitolul 13, în capitolul următor, că Satana este un mare imitator. El încearcă să-L imită pe Dumnezeu, să-L imită pe Hristos. De aceea, în capitolul 13, vom vedea că mai apar încă două personaje, acolo fiara care se ridică din mare și fiara care se ridică din uscat și împreună cu diavolul formează un triumvirat, formează o trinitate satanică, imitând Sfânta Treime, încearcă să copieze. De asemenea, vom vedea în capitolul 19 că Domnul Iisus Hristos apare cu cununi împărătești pe cap, aici balaur apare cu cununi împărătești pe cap, deci este un fals imitator al lui Hristos. El încearcă să-L copieze pe Domnul Iisus Hristos, dar cu semnul minus în față. Cu alte cuvinte, tot ce e mai bun în Hristos este mai distorsionat în Satana, dar descrierea balaurului ne este dată tocmai ca să înțelegem că el este un fals, un imitator și în același timp că este un balaur, că este un distrugător. Aplicația pentru noi în punctul acesta este foarte clară. Satana nu are intenții bune. Niciodată n-a avut intenții bune față de nimeni. El este de la început un ucigaș. El nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. De aceea apelul pentru Biserica Domnului Iisus Hristos și de fapt pentru oricine altcineva este: nu vă jucați cu Satana. Feriți-vă de orice lucru ocult, de orice lucru care este în proximitatea prezenței Satanei. Cel mai grav lucru prin care ne putem juca cu Satana este prin păcat. Și mai ales prin păcatele mici cu care noi suntem mai indulgenți. Nu există așa ceva. De aceea trebuie să ne luptăm până la sânge împotriva Satanei și împotriva păcatului, trebuie să ne ferim de orice se pare rău și să nu ne permitem să ne apropiem nici măcar cât de cât de anumite păcate. Dacă ceva simțim că nu-L onorează pe Domnul și nu-i bun, stăm departe. Fiindcă cine se joacă cu Satana, se joacă cu focul. Satana are putere, Satana nu este de batjocorit și nu este de luat peste picior. Trebuie să înțelegem că este un adversar redutabil, deși învins de Hristos, dar nu trebuie să ne jucăm cu el. Nu trebuie să ne implicăm în nimic ocult, nu trebuie să ne pasioneze horoscopul, alte chestiuni de genul acesta, ci să ne ferim cât se poate de mult de cel rău. Acum, haideți să ne uităm la primul semn care apare în text, și anume, cine este femeia? Am văzut că e clar cine este Satana, cine este balaurul, dar cine este femeia? Versetul 1 spune: în cer s-a arătat un semn, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună pe cap, cu 12 stele. Ei, aici nu mai există atât de mare unanimitate în rândul cercetătorilor Scripturii. Au fost date mai multe interpretări cu privire la cine este femeia. Unii spun că ar fi Eva, alții spun că ar fi vorba despre Sara, alții spun că ar fi vorba despre Maria și așa mai departe. Bun, ca să înțelegem cine este femeia, haideți să ne uităm în text la câteva indicii. Mai întâi, în versetul 5, ne spune textul că ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească și că el are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Cine este copilul acesta? Este Domnul Iisus Hristos. Aici nu avem vreo îndoială. De ce? Fiindcă expresia că el are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier nu îi se poate aplica decât lui. Și avem un ecou foarte clar din Psalmul 2, Psalmul Mesianic, versetul 9, unde spune că el va cârmui toate neamurile cu un toiac de fier. Deci este Isus. Din acest punct de vedere, unii ar putea să spună că este vorba despre Maria, fiindcă Maria i-a dat naștere lui Isus, nu este așa? Dar nu este așa, fiindcă în text mai găsim încă un indiciu care ne arată că deși femeia îl naște pe Iisus, ea nu poate fi Maria. Și iată care este cel de-al doilea indiciu, în versetul 17, unde textul spune așa: și balaurul,
mâniat pe femeie, atenție, este mâniat pe femeie, nu prea vedem unde a fost balaurul mâniat pe Maria, dar, atenție, balaurul este mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, și care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Deci credincioșii sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos, dar noi sub nicio formă nu suntem sămânța Mariei. Noi suntem sămânța lui Hristos, noi suntem urmașii lui Hristos. Nu putem să considerăm că suntem sămânța Mariei. Și atunci, rămășița Mariei. Și atunci, femeia la care se face referire în textul nostru este, de fapt, întreaga comunitate mesianică, din care, sau altfel spus, poporul ales din care urma să se nască Mesia. Vă amintiți că Domnul îi face, când îl cheamă pe Avram, îi face o promisiune că din el va ieși un mântuitor, un izbăvitor al întregii lumi. Și practic din poporul Israel trebuia să se nască Mesia, de aceea au fost mai multe încercări ale satanei de a opri această naștere a lui Hristos din poporul Domnului. Și pe de altă parte, acum, biserica răscumpărată al Domnului Iisus Hristos, într-un sens, suferă durerile nașterii. Vă amintiți când ne-am uitat la Matei 24 și la alte texte, unde ni se prezintă așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos ca o perioadă de durere. Suferim și acum durerile nașterii. Hristos a venit prima dată, s-a întrupat și atunci era comunitatea mesianică din Vechiul Testament care l-aștepta pe Mesia să vină prima dată, el a venit, iar acum biserica Domnului suferă durerile nașterii și l-așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să revină, să vină a doua oară ca să aducă mântuirea finală. Și atunci biserica totală a Domnului Iisus din Vechiul Testament și din Noul Testament simbolizată arătându-i se demnitatea, fiindcă e învăluită în soare, care are luna sub picioare, vorbește despre demnitatea ei regală, că intră într-o familie regală, iar cele 12 stele face referire atât la cei 12 apostoli din Noul Testament, cât și la cei 12 patriarhi din Vechiul Testament. Deci, comunitatea aceasta din care vine Mesia este, de fapt, femeia urmărită de Satana. Vom vedea imediat lucrul acesta. Deci, suntem la punctul în care vedem că balaurul este furios fiindcă a pierdut lupta împotriva mielului. Am văzut cine este balaurul, cine este femeia. Mai departe să vedem ce face balaurul. Și sunt câteva lucruri pe care textul ne le spune cu claritate. Înainte de toate, dorește să-l distrugă pe Mesia. Vă rog să vă uitați la versetele 4 și 5. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Imaginea descrisă aici este grotească. Este o imagine extrem de crudă. Da? Femeia stă să nască și balaurul stă lângă picioarele ei, așteptând ca imediat ce femeia naște copilul, să-l înhațe, să-l devoreze, să-l mănânce. Este o imagine foarte crudă, dar asta este imaginea prezentată aici de Ioan în capitolul 12. Și ce vrea să ne spună textul acesta? Că Satana, balaurul, și-a dorit să împiedice nașterea lui Mesia și și-a dorit să-l distrugă pe Mesia. Aceasta a fost dorința lui, să-l distrugă pe Domnul Iisus Hristos. Și putem să vedem în mod istoric aceste lucruri, vă dau doar două exemple, dacă vă amintiți de poporul lui Dumnezeu în Exodul capitolul 1, versetele 15 și 16, când împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis, când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, să-l lăsați să trăiască. Vă amintiți de această campanie satanică de încercare, de exterminare a poporului lui Dumnezeu și a seminței Domnului. A fost în Vechiul Testament. Ce altceva, dacă nu ce ne descrie Ioan în capitolul 12, poate să fie împrejurarea din Matei capitolul 2, versetul 16, când Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi,
s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betlehem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Din nou, este încercarea satanei de a-L ucide pe Hristos, este încercarea lui de a scăpa de Domnul Iisus Hristos. Dar nimic n-a putut să oprească planul divin. Dumnezeu, în providența Lui, l-a protejat pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, și acesta și-a îndeplinit misiunea pentru care a venit, s-a născut. Cum foarte clar ne spune așa de frumos Pavel în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Iată, n-a reușit satana, că zice, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Cu alte cuvinte, întregul plan al lui Dumnezeu s-a împlinit. Și acum unde este Domnul Iisus Hristos? Este înălțat în slavă. Răpirea la cer a copilului se referă, de fapt, la înălțarea lui Hristos în slavă. Înălțare care validează calitatea lui de biruitor, care validează calitatea lui de fiu de Dumnezeu. N-a putut să-L distrugă satana pe Iisus. Dimpotrivă, El a fost răpit la Dumnezeu, a fost înălțat în slavă. Cel rău a fost învins. Cel rău a fost învins. Asta s-a întâmplat cu Balaurul. Dar, atenție, ca urmare a biruinței lui Hristos asupra Balaurului, cel rău este izgonit din cer. Cel rău este izgonit din cer. El a fost învins pe toate planurile prin moartea de pe crucea lui Hristos, dar acum este izgonit pentru totdeauna din prezența lui Dumnezeu. Vedeți, de exemplu, de la capitolul 7 la versetul, de la versetul 7 la versetul 11, ni se descrie această izgonire a Balaurului din cer împreună cu îngerii lui. Și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerul lui s-au luptat cu Balaurul și n-au putut să biruiască. Și apoi versetul 9 spune că a fost aruncat din cer și s-a auzit un glas care zicea, acum a venit mântuirea. Când a venit? După ce Hristos a murit pe cruce, după ce a înviat și după ce s-a înălțat la cer, s-a împlinit întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu și în cer s-a putut spune, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Deci s-a întâmplat, înțelegem de aici că s-a întâmplat un lucru extraordinar. Satana și îngerii sunt izgoniți din ceruri și ei nu mai pot aduce acuze la adresa copiilor lui Dumnezeu. Din prezența părtășiei și a binecuvântărilor divine, ei, satana și îngerii, au fost izgoniți încă înainte de întemeierea lumii. Dar știm că în ciuda acestor lucruri, satana se prezenta înaintea lui Dumnezeu pentru a aduce acuze la adresa copiilor lui Dumnezeu. Și cred că cel mai notabil aici este cazul lui Iov. Da? Vă amintiți istoria lui Iov? Iov care trăiește în neprihănire, care ascultă de Dumnezeu și vine satana și spune, normal că el te ascultă, normal că el te iubește și că te slujește, fiindcă tu îi dai binecuvântări, din cauza asta te ascultă. Dar ia, atinge-te de el și sunt convins că te va blestema în față. Și vă amintiți apoi istoria descrisă în cartea Iov. Ei bine, dacă acest lucru se întâmpla odată, după învierea și înălțarea lui Hristos la cer, Satan nu mai are niciun drept să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. El nu poate să mai aducă acuzații la adresa copiilor lui Dumnezeu. Oricine se pocăiește și se întoarce la Domnul este primit de Domnul și acesta este un lucru extraordinar. Vedeți, satana de multe ori vine ca să ne descurajeze și să ne spună ce drept mai ai tu să te mai rogi Domnului, ce drept mai ai să-ți mai ceri iertare Domnului, ce drept mai ai să mai mergi pe calea Domnului mai departe, fiindcă tu ai păcătuit, fiindcă tu ești așa și așa, și fiindcă el știe că nu ne mai poate acuza înaintea lui Dumnezeu, vine și ne acuză în conștiințele noastre, vine și încearcă să ne facă să ne îndepărtăm de la fața Domnului.
Dar asigurarea pe care o avem aici este că oricine se pocăiește, oricine se apropie de Dumnezeu, este primit, fiindcă Satana nu mai are acces acolo ca să poată să acuze pe copiii lui Dumnezeu. Și cei credincioși, iată că în urma acestor lucruri pot să-L biruiască și ei pe cel rău. Hristos l-a biruit pe cel rău, dar și cei credincioși îl pot birui pe cel rău. Și ne arată textul în versetul 11 cum se întâmplă lucrul acesta și ne spune că prin câteva elemente, prin sângele mielului, îl putem birui pe cel rău. Acum, aici trebuie să clarificăm un aspect important. Când spune că prin sângele mielului, nu se referă că îl putem birui folosind un fel de formulă magică, într-un stil carismatic. Ați văzut, de exemplu, că mișcarea carismatică, unii încearcă să-l biruiască pe diavolul folosind numele Domnului Iisus Hristos ca pe o formulă magică. Și spun, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, încearcă să facă exorcizări sau să facă tot felul de lucruri folosind numele lui Iisus. Nu asta înseamnă. Au mai fost și alții care au încercat lucrul acesta să folosească numele lui Iisus ca pe o formulă magică, într-un mod artificial. Vă amintiți probabil de exorciștii iudei, de fiii lui Sceva. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 13, spune niște exorciști iudei care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului peste cei ce aveau duhuri rele, zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Au fost ei biruitori? Nu, s-a terminat totul catastrofal, s-a terminat totul într-un mod rușinos, fiindcă nu e suficient doar să folosești în mod artificial numele lui Hristos. Mai degrabă se referă textul aici când spune că prin sângele mielului la o cunoaștere personală a lui Hristos. Se referă la un caracter transformat de Hristos, fiindcă vă amintiți ce răspunsuri dau? Pe Pavel îl cunosc, pe Iisus îl știu, dar cine sunteți voi? Ideea este de o cunoaștere a lui Hristos, de a avea o relație cu El. Doar când suntem mântuiții Lui, îl putem apela la sângele Domnului ca baza mântuirii noastre și nu ca la o formulă magică. Apoi îl putem birui pe cel rău prin cuvânt, spune prin mărturisirea Evangheliei, prin cuvântul mărturisirii lor. Cum altfel îl poți învinge pe cel rău dacă nu mărturisind Evanghelia? Nu avem altă unealtă. În primul rând trebuie să ne bazăm pe jertfa Domnului Iisus Hristos, iar apoi trebuie să mergem cu Evanghelia. Cu cât Evanghelia se vestește mai mult, cu atât se ia cu asalt împărăția celui rău. Nu avem altă tehnică, este singura armă pe care o avem la dispoziție. Unii cred că dacă vor face apel la puterea politică, unii cred că prin reformă socială, alții cred că prin educație, știu eu, tot felul de elemente prin care unii cred că împărăția celui rău poate să fie distrusă. Nu este adevărat. Au încercat alții înaintea noastră toate metodele și au eșuat. Singurul mod în care poate să fie atacată împărăția celui rău cu succes este prin proclamarea Evangheliei. Doar mergând cu Evanghelia în teritoriile celui rău. Nu există altă cale. Și îl putem birui, desigur, printr-o dedicare totală, fiindcă versetul se încheie spunând și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Cu alte cuvinte, ca să-l putem birui pe cel rău, trebuie să ne antrenăm să nu ne iubim viața aceasta. Trebuie să ne antrenăm și este un proces îndelungat. Cu alte cuvinte, în fiecare zi când trăim, trebuie să creștem în omul duhovnicesc, să creștem în așteptarea venirii împărăției lui Dumnezeu pe deplin și să nu cultivăm lucruri care ar suda și mai bine iubirea noastră pentru lumea asta. Asta este, de fapt, tragedia pentru care, de multe ori, chiar creștini nu reușesc să-l biruiască pe cel rău. Fiindcă modul în care ei trăiesc practic zi de zi înseamnă să pună lemne pe focul iubirii față de lumea asta. Și atunci, normal, dacă ne cultivăm iubirea pentru lumea asta, va fi greu. Va fi greu să ne împotrivim celui rău. Însă, dacă ne trăim în fiecare zi punând lemne pe focul iubirii față de Dumnezeu, atunci vom putea, într-adevăr, să-l biruim pe cel rău. Ce spun acum, sunt lucruri pentru care unii ar fi gata să pună mâna pe pietre și să mi-arunce în cap. Pentru că trăim într-o perioadă extrem, extrem de comodă în generația aceasta. Oamenii sunt foarte comozi. Și dacă le spui să nu-și iubească viața asta
ci să încerce să iubească împărăția lui Dumnezeu și viața care vine, să piardă viața asta pentru viața viitoare, lucrurile astea li se par radicale și li se par aproape ieșite din ceea ce înseamnă creștinismul zilelor noastre. Dar asta, de fapt, este problema. Noi trebuie să trăim cu lepădare de sine. Când pornim pe drumul uceniciei lui Hristos, după un an de credință, după 2 ani de credință, după 10 ani de credință, trebuie să se vadă tot mai mult că ne negăm pe sine. Că ne negăm poftele lumești, ambițiile lumești, dorințele lumești și că, de fapt, tot mai mult se aprinde noi dorința după Hristos. Asta trebuie să se întâmple dacă vrem să fim biruitori. De aceea, Dumnezeu să ne ajute ca în Biserica Adonai să facem tot ce ne îndeamnă Duhul lui Dumnezeu și Sfânta Scriptură, să cultivăm un climat al lepădării de sine și, invers, un climat al slujirii lui Hristos și al urmării lui Hristos. De aceea, în Biserica Adonai este un loc unde se moare. Cine intră aici moare încet. Moare în ce privește firea lui pământească, dar înviază tot mai mult în ce privește viața duhovnicească, relația lui cu Domnul. Domnul să ne ajute în privința asta. Și chiar dacă e greu, să ne ținem de principiul acesta, fiindcă doar așa, dacă nu ne iubim viața, putem să-L învingem pe cel rău, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru, până aici am văzut că Balaurul este furios, fiindcă a pierdut lupta cu Hristos și vedem aici și cu copiii Domnului. Al doilea lucru, Balaurul își manifestă furia prin atacuri asupra bisericii. Versetele 12 și 13 ne spun cum își manifestă el furia. Din pricina înfrângerii rușinoase de care a avut parte, cel rău își îndreaptă acum furia asupra bisericii. Și iată, se declanșează aici un hibrid. Pe de o parte, un imn de laudă îngemânat cu un cântec de jale. Lauda și jalea, plânsetul, sunt împreună aici. Și iată cum. Lauda și bucuria e în cer. Și versetul 12 spune: bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Fiindcă de ce? Fiindcă cel rău a fost izgonit pentru totdeauna și nu mai deranjează cu prezența lui cerul. Nu mai are niciun drept să se înfățișeze vreodată acolo. Dar după aceea spune: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. În vreme ce în ceruri este bucurie, pe pământ este jale, fiindcă pământul a devenit acum terenul unde cel rău își arată mânia lui. Ce vedem despre mânia lui? Câteva aspecte. Mânia este mare. Vedeți ce spune textul? Cuprins de o mânie mare. Așa se explică suferința bisericii. V-am spus că acum biserica este femeia. De ce suferă creștinii atât de mult? De ce au fost aceste persecuții grotești, brutale, care întrec orice imaginație a unui om sănătos la cap? Cum este posibil ca oamenii să se degradeze într-o asemenea măsură și să le facă semenilor lor lucruri satanice de o așa natură încât nici măcar nu-ți poți imagina asemenea lucruri? Cum? Explicația ne este dată aici. De aceea am spus că este unul din textele care ne prezintă culisele războiului spiritual. Diavolul este cuprins de o mânie mare. Cei ce sunt ai Domnului sunt sub mânia satanei. Și cei ce sunt ai satanei sunt sub mânia Domnului. Despre asta e vorba în Apocalipsa. Oricum ai face, nu poți să scapi de o mânie. Orice om de pe pământul ăsta are o mânie deasupra capului. Fie ești al Domnului și te afli sub mânia satanei, fie ești al satanei și te afli sub mânia Domnului. Întrebarea e care mânie vrei să, sub care mânie vrei să fii. Este foarte important să înțelegem că în spatele tuturor lucrurilor pe care le vedem dintr-o perspectivă politică, istorică, socială și așa mai departe, și putem da explicații acestor fenomene grave care se întâmplă, atacuri teroriste,
tot felul de persecuții, tot ce se întâmplă, în spatele tuturor acestor lucruri există de fapt o singură explicație fundamentală. Cel rău este cuprins de o mânie mare. Și cu atât mai important este să știm că inclusiv când apar lupte în biserică și certuri în biserică, de fapt, noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui și noi nu luptăm unii împotriva altora, ci adevărata luptă este împotriva satanei, cuprins de o mânie mare. Vreau să știți următorul lucru. Când biserica Adonai va fi atacată, când veți vedea că se întâmplă lucruri care atacă biserica Adonai, să știți că motivul nu este X sau Y, o problemă sau alta. Adevăratul motiv este că cel rău este plin de mânie și de furie. Și în mod special când în biserică vor merge lucrurile bine, când oamenii se vor pocăi și se vor întoarce la Dumnezeu, atunci atacul va fi mai mare. De aceea trebuie să știm împotriva cui avem de luptat și să folosim armele spirituale, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, un alt lucru pe care îl remarcăm este faptul că el știe că are puțină vreme. Mânia este așa de mare, tocmai fiindcă știe că este învins finalmente. El nu se mai așteaptă la o biruință. El știe că lucrurile s-au încheiat în ce-l privește, că l-așteaptă condamnarea finală și atunci, fiindcă mai are puțină vreme, asta îl face să fie atât de mânios. Este ultima zvârcolire, este lupta de gen kamikaze, când el știe că oricum va fi distrus și atunci încearcă să distrugă în jurul lui cât poate mai mult. Dar aici este și o încurajare pentru noi. Nu-i așa? Dacă până și diavolul știe că mai are puțină vreme, înseamnă chiar că mai este puțină vreme. Haideți să privim și dintr-un alt unghi de vedere. Dacă și diavolul știe că mai are puțină vreme, înseamnă că Domnul Iisus vine. În ciuda tuturor batjocoritorilor care neagă revenirea Domnului Iisus Hristos. În ciuda faptului că se pare că totul este circular și ce s-a întâmplat pe pământ se mai întâmplă și parcă nu se avansează spre un apogeu, nu e așa. Domnul a promis și va reveni. Și până și diavolul știe lucrul ăsta. Acum am văzut că cel rău este plin de furie fiindcă a pierdut lupta, am văzut că cel rău își manifestă furia prin atacuri asupra bisericii. Ultimul lucru, și cu acesta voi încheia, biserica este protejată spiritual de furia balaurului. Și asta este o mare încurajare pentru noi. O să vedem imediat. Biserica este protejată spiritual de furia balaurului. Ce face Dumnezeu? Cum intervine Dumnezeu pentru copiii săi când satana a venit pe pământ și acum e pe pământ plin de furie? Ce face Dumnezeu? Versetul 6. Și femeia a fugit în pustiu într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Vă amintiți că am explicat în mesajul data trecută că 1260 de zile, o vreme, două vremi și jumătate a unei vremi, 3 ani și jumătate, 42 de luni, toate se referă la aceeași perioadă de timp. Sunt numere simbolice care se referă la întreaga perioadă între prima venire și a doua venire a lui Hristos. La asta se referă. Și cu alte cuvinte, femeia este hrănită, îngrijită, în toată perioada între prima venire și a doua venire a lui Hristos. 1260 de zile. Dar unde este hrănită? În pustiu. Și aici avem preluată metafora pustiului, pe care trebuie să o înțelegem la ce se referă. Și dacă vrem să înțelegem de ce Ioan folosește metafora pustiului, trebuie să ne uităm în continuare în text unde reapare imaginea pustiului și reapare începând cu versetul 13 și spune așa: când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul, versetul 14, și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele unde? În pustiu. Iarăși apare pustiul. Acest verset ne ajută să înțelegem la ce se referă pustiul și ce ne ajută aici este asemănarea pustiului sau asocierea pustiului cu cele două aripi ale vulturului care au fost date femeii ca să zboare în pustiu. Imediat ne dăm seama că aici este un ecou din Vechiul Testament. Din Exodul capitolul 19, versetul 4, când Domnul
a purtat de grijă poporului Israel în pustiu și spune în Exodul 19:4, ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Cu alte cuvinte, Ioan folosește această imagine ca să ne spună nouă că la fel cum Domnul a purtat de grijă poporul Israel în pustiu, în Vechiul Testament, purtându-i ca pe aripi de vulturi, la fel el poartă acum de grijă bisericii sale tot în pustiu. Și imaginea pustiului, pentru că asta este imaginea reală care ne se aplică nouă, ne transmite două lecții importante. Una este lecția dependenței. În pustiu depinzi în exclusivitate de Dumnezeu. În pustiu ca să mănânci, în pustiu ca să bei apă, ca să nu te dogoare soarele, ca să nu te rătăcești, în tot ce faci, pustiul este imaginea clară a dependenței totale de Dumnezeu. Este și o imagine a pericolilor, fiindcă este un loc foarte vitreg, foarte dificil, dar este și o imagine a dependenței totale de Dumnezeu. De aceea, biserica, conform viziunii Noului Testament, depinde total de Dumnezeu și ca să facă față atacurilor satanei, atacurilor furibunde ale celui rău, ea trebuie să-și înțeleagă dependența totală de Dumnezeu. În momentul în care biserica se crede autonomă și autosuficientă, este terminată. Biserica trebuie să înțeleagă că se află în pustiu în aceste 1260 de zile și că doar în dependență de Dumnezeu poate să rămână stabilă. Pe de altă parte, este și o lecție a providenței. În pustiu, Domnul poartă de grijă. Unde îl experimentezi mai aproape pe Domnul dacă nu în pustie? Vedeți, când ești în cetate, când ai multe lucruri care să-ți distragă atenția, nu-L vezi așa de bine pe Dumnezeu. Dar când pentru următoarea mană, următoarea mâncare depinzi de Dumnezeu, așa e că experimentezi foarte intim prezența lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu își trage biserica în pustiu ca să experimenteze dragostea Lui și dependența de El și apropierea de El. Vă amintiți cât de frumos explică acest lucru în Deuteronom 29, versetele 5 și 6, unde spune, totuși El zice, eu v-am călăuzit 40 de ani în pustiu, hainele nu vi s-au învechit pe voi și încălțămintea nu vi s-a învechit în picior. Pâine n-ați mâncat și n-ați băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Grija pe care Dumnezeu a avut-o pentru poporul său în pustie. Așadar, biserica este protejată din punct de vedere spiritual de atacurile celui rău. Și ce învățăm de aici sunt următoarele lucruri, următoarele aplicații pentru noi. Nu există moment în care să nu avem parte de însoțirea Domnului. Faptul că de două ori se repetă aceste numere simbolice, și 1260 de zile, și o vreme, vrem și jumătatea unei vremi, ne arată nouă și ne comunică clar că nu există nicio zi, nicio oră și nicio clipă în care Dumnezeu să nu ne însoțească între prima și a doua lui venire. Chiar dacă uneori nu vedem, chiar dacă cel rău ne atacă, adevărul este că Dumnezeu va fi prezent mereu noi. Aceasta este promisiunea pe care Domnul Iisus a lăsat-o inclusiv la înălțarea sa. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșit. Amin? De aceea, iubiți ascultători, dragi frați și surori, să nu vă îndoiți niciodată de prezența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a promis că nu există zi și clipă în care să nu ne lase, așa este. El va fi mereu cu noi. Pe de altă parte, a doua aplicație. Dumnezeu ne protejează spiritual chiar dacă cel rău încă ne poate ataca trupurile. Cel rău nu poate să facă nimic sufletelor noastre. În această perioadă de pustie, copiii lui Dumnezeu vor fi atacați de satana, dar atacurile satanei se pot limita la distrugerea trupurilor lor. Satana nu poate distruge sufletul unui copil de Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos ne spunea în Matei capitolul 10 de la versetul 28, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot
ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând doar două vrăbii la un ban, totuși niciuna din ele nu cade la pământ fără voia tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. La ce se referă aici când spune să nu vă temeți? Că mai devreme ne spune că sunt oameni care ne pot ucide trupul. Atunci cum să nu ne temem? Ideea este că deși oamenii ne pot ucide trupul, El ne asigură că suntem atât de prețioși în ochii Lui, mai prețioși decât vrăbiile, încât nu ne va lăsa ca cel rău să ne poată distruge sufletul nostru, dacă suntem copiii Lui cu adevărat. Avem o asigurare aici, că cei ce sunt cu adevărat mântuiții Domnului nu pot să fie distruși de Satana. Chiar dacă El le poate distruge trupul. Această asigurare o avem și în Roman, capitolul 8, unde spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, nici măcar puterile întunericului acestui veac. Și vă amintiți, chiar în contextul apocaliptic, vă amintiți probabil în capitolul 9, când se ridică acei demoni din abis, care seamănă cu niște lăcuste. Și ei, demonii aceia, vin să atace pe oameni, dar apare acolo o delimitare. Sunt unii care sunt pecetluiți pe frunte de Dumnezeu și aparțin lui Dumnezeu. Și textul ne spune că acei demoni nu se pot atinge de copiii lui Dumnezeu. La ce se referă acolo? Vă amintiți mesajul? Se referă la atacuri din punct de vedere spiritual, adică la un mod în care să-l facă pe un copil al lui Dumnezeu să-și piardă mințile, să cadă pentru totdeauna de la credință. Nu, Dumnezeu promite celor ce sunt ai Lui că îi va însoți și că îi va întări. Acolo, cum a avut grijă în pustie, așa îi va hrăni și El și va avea grijă până la final. Așadar, haideți să încheiem în această notă de încurajare, că Domnul ne-a purtat și vrea să ne mai poarte. Că orice ni s-ar întâmpla pe pământ, noi trebuie să ne întărim în omul din lăuntru. Că cel mai rău lucru care ne se poate întâmpla este ca să pierim din punct de vedere fizic. Dar știm că Dumnezeu, prin harul Lui, în moduri în care noi nu le putem înțelege, ne va întări și ne va sprijini până la sfârșit. Amin.